Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la altă ediție a emisiunii EduCultura. Pentru astăzi vă invit să mă urmați în sala mea de clasă de la Școala Gimnazială Nicolae Iorga din Baia Mare. Să știți că am clasa 1E și dincolo de ușă ne așteaptă o clasă plină de năzdrăvani ca să facem împreună o activitate integrată, o activitate în care mi-am propus un experiment prin care copilașii de clasa 1 să poată să conștientizeze ce înseamnă grija părintească atunci când trebuie să aibă grijă de copii și cum ar trebui să fie recompensați părinților pentru tot ceea ce fac în fiecare zi pentru ei. Deci vă spun că este o activitate de tip integrat în care vom folosi toate disciplinele din toate ariile curriculare. Disciplina dominantă este dezvoltare personală. Vom avea comunicare în limba română, vom avea elemente de matematică și explorarea mediului, vom avea muzică și mișcare, arte vizuale și abilități practice. Vă invit așadar să mă urmați în sala mea de clasă, să-mi cunoașteți elevii. Cred că sunt foarte mulți cei care abia așteaptă să mă vadă în sala de clasă. Bună ziua, dragilor! Vă rog să vă așezați! Vă rog să vă așezați! Astăzi avem musafiri. A venit în clasă postul de televiziune Maramureș TV ca să ne vadă la o activitate și să vadă cum ne descurcăm noi în fiecare zi. Aceștia sunt copilașii din clasa 1E, sunt niște copii frumoși, sunt niște copii deștepți, sunt niște copii pe care abia aștept să-i cunoască lumea. Dragilor, aș vrea înainte de toate să vadă fiecare copil și fiecare părinte care se uită la televizor cum ne începem noi ziua. Cine îmi spune cu ce începem noi ziua? Luiza? Noi? Rugăciune. Noi? Noi începem prima oră. Haideți atunci să ne ridicăm în picioare și să spună fiecare rugăciunea pe care o spunem de obicei. Care este poziția corectă pentru rugăciune? Împreunăm mânuțele, închidem ochișorii pentru că stăm de vorbă cu cea mai importantă ființă din univers, adică cu bunul Dumnezeu. Doamne, Doamne, Ceresc Tată, noi pe Tine te rugăm, luminează noastră minte, lucruri bune să învățăm, că Tu ești stăpânul lumii și al nostru Tată ești și pe toate cele bune numai Tu le împlinești. Amin. Rămânem în picioare pentru că după ce adresăm primul gând lui Dumnezeu, ce facem, Ianis? Ascultăm imnul. Ascultăm imnul de stat al României. Să ne amintim poziția corectă, călcâiele apropiate, da? Mâinile pe lângă corp, mânuța pe inimă, dăm imnului cinstea cuvenită. Dragilor, de un an de zile, voi deja ați început școala și de o lună de zile, noi suntem împreună în această sală de clasă. Ne-am amintit la orele de dezvoltare personală câteva din regulile pe care un elev trebuie să le respecte în sala de clasă. Știe cineva să-mi spună din regulile noastre?
Ioanis? Să nu vorbim în oră, să nu ne prostim în oră, să ascultăm învățătoarea și să nu vorbim neîntrebați. Alte reguli, stai Sonia să ajung repede și la tine, alte reguli? Să nu alergăm în timpul orei. Să nu ne ridicăm de la mese și să nu umblăm prin sala de clasă, da? Pentru că anul trecut voi jumătate pregătitoare ați făcut-o acasă, da? Da. Să vedem, Iulia, ce ne spui? Să ascultăm de învățătoare. Așa, Tao? Să nu udăm toată clasa. Să nu udați cu buretele. Avem multe reguli, spune Dragoș și tu. Să nu ne batem. Să nu vă bateți, Iulia? Să nu facem multe prostii. Așa. Iancu, vrei să ne spui și tu o regulă pe care o avem în clasă? Hai! Să nu făiem și nu vorbim despre... Alți copii. Alți copii. Bravo, Iancu! Și nu vorbește Doana. Așa, și să nu vorbim deodată cu învățătoarea. Dar acasă aveți reguli, dragii mei. Acasă aveți reguli, numai puțin. Uite, Tao spune că n-are... Tao, n-ai nicio regulă acasă? Poți să faci chiar tot ce vrei, fără niciun fel de opreliște? Mai să nu ascuțite. A, deci totuși ai o regulă. Da. Deci ai o regulă. Nu am nicio regulă. Câteva reguli de acasă. Câteva reguli de acasă. Spune-ne, Alexandra. Să nu umblu cu focul. Să nu te joci cu focul. Altă regulă de acasă, Iancu, nu discutăm. Iancu, suntem atenți la regulile copiilor de acasă. Să nu fug de acasă. Să nu pleci de acasă fără știrea mamei. Mihnea, spune-ne și tu. Pe mine nu mă lasă să umblu cu cuțitele. Nu e voie cu cuțitele. Ariana ne spune o regulă de acasă. Să nu ne tăiem cu cuțitele, să nu ne jucăm. Așa. Dragilor, toate regulile din viața voastră vi se par că sunt corecte sau găsiți că există și reguli absurde pe care le pun adulții în viața voastră? Ștefan, hai să-l auzim pe Ștefan. Ce zici, Ștefan? Par că sunt corecte, că așa ar trebui. Sunt corecte, că așa ar trebui. Luiza, tu ce zici? Sunt corecte. Sunt corecte. Sigur. Oare de ce fac adulții reguli? Cine-mi spune de ce fac adulții reguli, Dragoș? Pentru că putem să ne rănim. Pentru siguranța voastră, pentru binele vostru fac adulții reguli. Da, să vedem ce vrea ta o să întrebe. Mie nu-mi trebuie reguli, că pot să stau cât vreau în pat, eu doar stau în pat pe laptop și mă joc, de aceea nu-mi trebuie reguli. Dar aș vrea să-ți spun ceva, eu aș pune o regulă în locul mamei tale, să nu stai prea mult la laptop, pentru că asta te agită. Numai, și acum, da, mai vrea Iancu să spună ceva. Pe mine mașa, da, mama spune, a decinit două ore. Două ore? Dragilor, astăzi, lăsăm mânuța jos, Iulia. Astăzi eu v-am scris pe tablă ceva. Ia uitați-vă. În primul rând avem scrisă data. Cine îmi spune în ce dată suntem, Ianis? 3. Este data de azi, 13 a 10-a 2020. Ați observat cât de corect a pronunțat? 13 a 10-a 2020. Bun. Și eu v-am scris ceva pe tablă care să vă dea un indiciu despre ce vom discuta astăzi. Cine îmi citește ce am scris eu pe tablă? Ariana, numai puțin să ajung până la tine. Citește, Ariana. Părinți, copii, reguli, grijă părintească. Dragilor, despre asta este vorba astăzi, la ora noastră de dezvoltare personală. O să discutăm despre felul în care părinții voștri au grijă de voi, despre felul în care vă copleșesc cu grijă și despre dacă e ușor sau dacă e greu ceea ce fac părinții voștri și cum ar trebui voi să-i recompensați. Acum, dragilor, să știți că foarte mulți părinți încearcă să stabilească reguli pentru copilașii lor. Unii reușesc, alții nu reușesc. O mămică a unui copil de vârsta voastră, pe nume Tudor, a făcut un experiment.
Asta înseamnă că a schimbat rolurile cu băiatul care era foarte neastâmpărat ca elev, ca și copil al ei. Făcea tot felul de năzbâtii și într-o zi mama s-a trezit, Tao, într-o zi mama s-a trezit și a vrut să fie copil și i-a dat copilului rol de mamă. Vă invit să urmărim un videoclip pe care să-l urmăriți cu atenție, pentru că la sfârșit, după ce îl vizionăm, o să vă întreb ce greșeli a făcut mama jucând rolul de copil. Așa se coboară. Nici nu se urcă așa. Dintre voi v-am văzut în clasă că v-ați regăsit în micile prostioare pe care mama le făcea. Ce a greșit mama în comportamentul ei? Ce a imitat din comportamentul băiatului? N-a urcat corect scările, n-a coborât corect scările, nu trebuia să sară pe o trambulină. Puneți măscuța. Altcineva, ce a greșit? Ce a greșit mama? Ce a vrut mama să arate că a greșit copilul în comportamentul lui Aaron? Să nu stropească. S-a jucat necontrolat la piscină, fără să-și dea seama că poate să cadă, da? Gabi, ce a mai greșit mama?
Că s-o duc să... Nu s-o duc corect păscări. Dar când a mâncat înghețata? Nu trebuia să facă aia, trebuia da, să... trebuia să mănânce înghețata, dar ce-a făcut când a scăpat-o? Unde s-a șters? Pe bluză. S-a șters de bluză, sigur că da. Ce-a mai greșit? Ce-a mai... A mâncat porumbul așa de cu poftă și a făcut mizerie. Ce vă spun eu vouă? Cum trebuie să mâncăm ca să fim niște oameni civilizați? Spune-mi, Alexandra, ca să fim civilizați, cum trebuie să mâncăm? Să nu dăm mâncare pe jos. Și cum trebuie să mestecăm? Cu gura închisă. Mâncarea se mestecă cu gura închisă. E un exercițiu de civilizație pe care îl facem în fiecare zi. Și când mâncăm, trebuie să ținem un bol sau o farfurie pe noi. Așa. Dragilor, aș vrea să vă întreb ceva. Cum considerați că a fost mama băiețelului din imagine dacă ea a propus acest experiment de schimb de roluri cu copilul ei? A fost o mamă indiferentă? A fost o mamă grijulie? A fost o mamă preocupată? Sau a fost o mamă prea ocupată ca să îi pese de copilul lui? Alin, copilul ei, pardon. Nu i-a plăcut să aibă grijă de el. Nu i-a plăcut, așa crezi? Nu. Tu ce crezi, Ianis? S-a comportat ca un copil. Dar de ce? Ce a vrut să-i arate băiețelului ei? Vrea să-i arate rolul lui rolul băiețelului și acum mama a devenit. Deci a vrut să-i arate că este preocupată și să-l conștientizeze că nu face bine ce face. Așa-i? Cred că și părinții voștri sunt la fel de preocupați de tot ce este legat de voi. Astăzi, dragilor, eu am adus în fața voastră niște ouă. Iancu, te rog, avem aici un cofrag cu ouă. Și știți de ce? Știți de ce? Iancu, nu ești curios ce vom face cu oul? O să-l duceți acasă, dar atenție! Se spune că fiecare părinte are grijă de copil când se naște, ca de ou cel roșu. Copiii când se nasc, dragilor, nu știu să umble, nu știu nici să vorbească, nu știu nici să spună dacă îi doare ceva. Ia uitați-vă, ca și oușorul acesta, dacă lași un nou născut, el se rostogolește în pat. Dacă îl lași necontrolat, până când voi ați ajuns în clasa întâi, atâta grijă au avut părinții voștri de voi, de nici nu vă puteți da seama. Cum s-au trezit noaptea, când ați avut febră, cum v-au dat să mâncați ca să creșteți mari, cum au ales cea mai bună, cea mai sănătoasă mâncare pentru voi. Ce dorești să spui, Sonia? Să știți că eu când eram foarte răcită, mama a tot și-o luat liber să stea cu mine acasă. S-au sacrificat la locul de muncă. Astăzi, dragii mei, fiecare dintre voi veți fi părinte pentru un ou. În primul rând, va trebui să-i dați un fel de viață, pentru că el acum are o formă. Cu ce fel de formă geometrică putem să asemăn cu litera O? Sau cu ce formă geometrică ale... Cine vorbește neîntrebat? Cineva a vorbit neîntrebat și asta este încălcarea unei reguli, Tao. Alexandra? Este în formă de oval. Seamănă cu un oval. Și acum atenție! Fiecare copil primește de la mine în mână un ou. Îl ține cu mare atenție pentru că oul este crud. Dacă îl scap din mână, el se va sparge. Părinții voștri nu v-au scăpat din brațe când au fost mici. Când ați fost mici, au avut grijă de voi să nu cădeți din pat, să nu cădeți de pe masă. Acum aș vrea să văd cât de bine înțelegeți voi ce greu este. Aș vrea să înțelegeți
cât este de greu să fii părinte. Dar noi încă, dragi telespectatori, ne place să vorbim, ne întrebați. Chiar dacă regulile le avem, chiar dacă suntem foarte inteligenți, dar ne place să încălcăm regulile, că așa este la modă, Doamna, da? Oul, astăzi ne jucăm și suntem părinții oului. Bine, ai făcut că ți-ai dat jos. Oprește. Eu voi trece. Și... deocamdată nu-mi puneți niciun fel de întrebare, pentru că încă nu știți ce facem cu ele. Le personalizăm. O să le personalizăm. Ai anticipat, Tao? E mare. Pentru că mi-am inteles ce ai zis. V-am promis, e adevărat că v-am promis odată acest... Acum aș vrea, vroiam să sparg eu un ou, dar m-a ajutat Alin. Te rog să te așezi. Cum? Alin, oul tău s-a spart, am spus când vi l-am dat. Vă rog să țineți oul cu mare grijă în mână. Eu o să merg și am să curăț, îți dau un alt ou. Ultima dată, Iancu, așteaptă. Atenție! Cred că nu ți-ai dat seama cât este de fragil. Ariana? Anis, dar ce s-a întâmplat? Nu veniți acum. Norocanții, nu mâna. Leac, ou stricat. O, stricat! Uite, repede și te spală pe mânuțe. Hai de capul meu, mă duc! Am avut niște incidente în sala de clasă cu ouăle. Cred că mulți copii nu ajung în bucătărie cu mama să țină un ou ca să-și dea seama de fragilitatea lui. Dragilor, ia uitați-vă! Eu acasă m-am gândit cum ar putea să arate un ou personalizat, de care noi am tot vorbit și tot v-am promis că o să fac într-o zi acest lucru cu voi în clasă, dar nu ne-am găsit timp. Aseară eu m-am jucat un pic cu niște materiale. Cine poate să-mi spună? Haideți, spunem, Gloria, ce am folosit eu ca să obțin oușorul acesta personalizat? Ață, ochi, hârtie colorată și încă hârtie colorată albastră. Hârtie colorată albastră, da, hârtie glasată, hârtie colorată, doi ochișori și fire textile. Te rog, acum, fiecare pe masă are câte un plic. Vă rog, având grijă de ou, nu lăsați oul din mână, scoatem cu grijă din plic, pentru că voi aveți în plic toate materialele necesare ca să dați viață unui oușor personalizat. Mare grijă! Văd că unele fetițe și-au pus oul în poală. Alexandra, să știi că nu este în siguranță decât în pumnul tău. Da? Scoatem ușor din plicuri materialele de care aveți nevoie. Observați că aveți un mesaj, acela îl lăsăm deoparte. Mesajul îl lăsăm pe marginea mesei. Avem nevoie, v-am pus trei ochișori în situația în care unul scăpați, să aveți de rezervă. Și acum, hai să ne uităm ce forme geometrice avem în plic. Spune-ne, Ștefan, ce sunt acestea? Ce forme geometrice sunt aici? Așa, dacă... sunt pătrate, triunghiuri, dreptunghiuri, trapez, ce este? Așa, dacă îl pune... Nu, lasă, dreptul. Oricum îl pui, este aceeași formă geometrică. Cine îl ajută pe Ștefan? Ce forme geometrice avem în plic? Luiza? Dreptunghiuri. Câte dreptunghiuri are fiecare copil în plic? Tau, tu nu ți-ai scos din plic încă, te rog. Patru. Avem patru dreptunghiuri.
Unele mai mici, iar altele mai mari. Așa, bun. Fiecare are un bețișor cu care va lua pastă de lipit. Iulia, te rog să fii atentă. Veți lua, ba da, ai și tu, doar că plicul tău s-a răsturnat de vreo 3 ori până când am început filmarea. Fiecare va lua cu bețișorul, atenție, veți găsi partea cea mai ascuțită a oului, unde să-i așezați părul, firele textile sunt părul, da? Veți lipi cu bețișorul oul cu pastă de lipit, după care veți presa cu simț, dragilor, firele textile ca să se lipească. Dacă veți apăsa prea tare, ouăle iarăși se vor sparge. Apoi o să găsiți... Da. Te rog să ai mare grijă de el, Iancu, bine? Am avut grijă. Foarte mare grijă să aveți. Te rog. Te rog să ții doar oul într-o mână. Așa. Și acum, până când, cu materialele pe care eu n-am să vă demonstrez cum am făcut eu oul, eu v-am arătat cu aceste materiale ce am obținut. Fiecare are culori diferite. Și pentru păr, ăsta este plicul meu. Și pentru păr, unii au, ca și oamenii, unii au lână de culoare, așa, un fel de blond maroniu, alții au roșcată, unii au fire întinse, alții au fire mai crețe, cum este părul oamenilor, da? Și acum, eu o să vă pun un pic de muzică și voi, cu materialele pe care vi le-am dat, voi o să începeți și o să lucrați, da? Avem pentru asta, vă rog să vă uitați un pic la ceas, până când pana mare este pe 5. Până când pana mare ajunge pe 5, aveți timp la dispoziție să realizați oușorul vostru personalizat, care va fi copilul vostru. O să trebuiască să ne... Nu le desfaceți, că dacă le desfaceți o să le lipiți greu. Le punem așa. Te rog. Nu cred. Da cum? Ai spart și al doilea ou. Da cum? A expirat timpul de lucru, așa că aș vrea să trecem pe la fiecare copil să ne spună ce nume i-a dat oușorului, adică copilului personalizat dintr-un ou și cum este copilul lui. Hai să vedem. Alin? A meu este Vesel și îl cheamă Alex. Așa. Și al meu este Vesel. Arată-l spre cameră. Și al meu este Vesel și o cheamă Tamalia. Și al meu este Vesel și îl cheamă Edi. Și al meu este Vesel și o cheamă Maria. Ea este Camelia și este o fetiță foarte veselă. Super. El este Filop și este foarte cuminte și vesel. El este Lico și foarte cuminte și bucuros. Este un copil bucuros. Ea este Tamalia și este un copil foarte bucuros. Arată-l spre cameră. Ștefan? Pe al meu îl cheamă Edi, e bucuros și e dansator. Te rog să arăți oușorul spre cameră. Pe a mea o cheamă Amelia și e foarte bucuroasă. Pe al meu îl cheamă Horea și este caratist și se simte foarte bine și e foarte cuminte și fericit. Pe a mea o cheamă Maia și e foarte fericită. Super! Pe al meu, arată-l spre cameră. Pe al meu îl cheamă David și e foarte fericit. Iulia? Pe a mea o cheamă Zoe și foarte fericită. Hai să vedem aici. Tudor? Pe a meu... Arată-l spre cameră. Pe a meu îmi cheamă Andrie și e foarte fericit. Foarte bine. Iancu? Am nu are nume. N-are niciun nume?
Cum ți-ar plăcea să-l cheme? Vă să chemi Alvin. Oh, super! Bravo! Sonia? Pe fetița mea... Arată-o spre cameră. Pe fetița mea o cheamă Alina și ea e veselă și bucuroasă. Super! Au mai rămas doi copii, să-l vedem pe Denis. Denis, te rog să arăți spre cameră, o ușorul tău. Denis a fost singurul copil din clasă, dragilor, care a vrut să nu folosească toate firele textile. Pe el încă nu știu ce nume să-i dau. Nu te-ai gândit, e greu să alegi un nume de copil, să știi, da. Nici părinților voștri nu le-a fost ușor. Așa, și cum îl simți? Cum ai vrea să fie un copil? Fericit. Copil fericit. Bun. Bine, dragilor, toată lumea a spus, Tao? Ăsta îl cheamă SCP Egg. E foarte fericit, da, știi de ce l-am numit așa, că are trei ochi? Am înțeles. Am găsit unul în plus și m-am gândit să-i pun trei ochi. Te-ai gândit să-l faci personaj SF. Bun. Bine, dragilor, acum că fiecare jucați rolul de părinte pentru oușorul vostru, aș... Gloria, dacă tu ai spart deja oușorul, tu nu mai ești părinte. O să te rog să-ți scoți șervețel, să cureți masa și te vei uita la ceilalți sau am să-ți dau oușorul meu, să ai grijă de el, că se practică treaba asta și părinții voștri vă mai lasă în grija altora când au câte o problemă. Acum vă rog să fiți atenți. Prima sarcină de părinte pe care o aveți este aceea de a-l culca. Și ca să-l culcăm, e nevoie de un cântecel de leagăn. Eu am să vă pun un fragment din Brahms, este un compozitor pe care îl mai ascultăm noi din când în când, când facem muzică. Fiecare să-și găsească o poziție comodă pentru ou și pe muzică ne vom coordona mișcările ca să putem să legănăm oul. E un cântec de leagăn. Pe muzică legănăm oul și tu, Aron. Pe muzică, așa. Hai să vedem, dorme. Ok. Pe muzică. Facem mișcările de nani-nani, de noapte bună, da? Niște mișcări lente. Acum, atenție, un alt exercițiu pentru voi, pentru părinți, sunteți în rolul de părinte și sunteți invitați la o petrecere, nu aveți cu cine să lăsați copilul, ce faceți cu el? Habar nu am. Suni un babysitter? Eu știu ce fac cu el. Chem o bonă să aibă grijă de el. Chem o bonă să aibă grijă de el. Tu, Gabi, ce ai face? Nu știu ce cu... La petrecere. Gabi l-ar duce la petrecere, auziți? Hai să-i ducem pe copii la petrecere. Și acum, atenție, fiecare are în băncuțe,
două creioane colorate. Această foaie de hârtie, dragilor, este ringul de dans. Fiecare părinte își va dansa copilul. Știți cum? Într-o mână țineți copilul și un creion. Și un creion. Ați văzut vreodată cum dansează mama cu tata cu copilul în brațe? N-ați văzut niciodată? Așa, ia uitați-vă, uitați-vă puțin la mine. În mâna aceasta am și copilul și sunt eu deja și dansez cu tatăl copilului. Eu am să vă pun muzică, nimeni nu dansează. Dansăm, acum suntem creioane care dansăm la petrecere. Ia să văd pe fiecare cum și-a ținut și creionul într-o mână și oușorul și în cealaltă mână creionul de cealaltă culoare. Așa, și încă, încă și un creion. După muzică, sigur că da, eu am să vă pun... Astăzi a fost. Astăzi a fost audiție de Brahms. Tot Brahms o să ascultăm și la dans și o să dansăm tot pe Brahms, da? Hai. Așa. Haide, Ștefan, nu te opri, toată lumea dansează. Haide, haide. Ai pus copilul să se uite la voi cum dansați? Da. S-a terminat petrecerea, vă duceți acasă, niște copilași din clasă s-au îmbolnăvit și aveți rolul de părinte care are un copil bolnav. Și fiți atenți că aici am o surpriză. Am adus o trusă de medic în clasă. Atunci poate că ar fi bine să vii și să ai rolul medicului pentru primul joc de rol. Vino repede! Haide! Să fie Tao medicul. No, bine, că ai fost la grădiniță. Acum nu știu dacă ți-e bun halatul. Hai să vedem. Așa. Al cui copil din clasă s-a îmbolnăvit? Ia să vedem. Așează-te, te rog. Așează-te, domnule doctor, și ai grijă să ai un dialog frumos, civilizat. Nu uitați că noi am exersat formulele de intrare. Uite, ai și stetoscop. Okay. Noi am exersat formulele de intrare într-un cabinet medical. Să fie părintele cu copil bolnav. Haide, Ștefan! Toți copiii sunt atenți. Aron! Domnul doctor!
Bună ziua! Atenție! A salutat Ștefan. Bună ziua! Bună dimineața! Ce mai faceți? Bine, cu ce vă pot ajuta? Am copil bolnav! Ce are? Varicelă. Trebuie să-i ascult inima că poate să... Să explodeze bubele și o să se transforme în puroi. Hai, dă-i el să-l consulte. Stai. Ci că puroi. E ok, dacă îi dați urigu, în fiecare zi nu o să explodeze. Dacă îi dați urigu. Da. Ești de la cabinet? La revedere. La revedere, să mai veniți. Da. La control, peste câte La zi? Control, peste o zi, adică mâine. Ei, peste o zi, dai și tu un termen. Peste o săptămână. Bine, mulțumesc, Tao, aplaudăm. Să vină Alin să fie medicul și să vină Alexandra Silaghi să fie părintele cu copilul bolnav. Da? Te rog să-ți iei stetoscopul, domnule doctor. Bună ziua! Bună ziua! Ce problemă are copilul vostru? S-a răcit. S-a răcit? Trebuie să-i dați picături în nas ca să nu mai strănute, știți? Dar și tușește. Bine, pentru răceală o să trebuiască să luați o rețetă. Poftiți! Oh, uite, i-a dat rețetă, bravo, ești original. Bine, câte zile trebuie să ia tratamentul? Vă rog. O săptămână. Și apoi vine la control? Da. Bine, te duci la loc. Îi aplaudăm foarte frumos. Aplaudăm. Sigur, copiii ar vrea să continuăm jocul de rol și cu siguranță, după ce se încheie emisiunea, am să le dau șansa la cât mai mulți să fie în rolul medicului și al părintelui cu copilul bolnav. Acum aș vrea să-mi spui, Ianis, pentru că tu ai spart deja două ouă, spune-mi, te rog, cum ți se pare rolul de părinte? Mie mi se pare cam greu, dar tot mi se pare că e ușor. Cred că nu e ușor, cred că e frumos. Da, este frumos. De-abia aștept să merg acasă și să-l culci, că nu mai pot cu el. Aștept să ajungi acasă și să-l culci, precis nu-l pui la tabletă, da? Nu, decât la televizor. Nici la televizor. Nu, da. O să mă duc și o să mă uit la meciul meu de fotbal. Aș vrea, Tao, haide că și tu te-ai precipitat foarte tare astăzi. Vorbește-ne un pic despre cum consideri tu că este rolul de părinte. Fain. Te rog să-ți pui măscuța. Ok. Clasa. Fain. Atât? Fain? Și foarte, 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 cel mai foarte greu. O să-l bag în frigider ca să nu se putrezească sau să se spargă. Denis, cum e rolul de părinte? Foarte greu. Foarte greu? Nu e chiar ușor, așa-i? Gabi, cum e rolul de părinte? Fain și frumos. E frumos? Și bine că nu l-am scăpat. Bine că nu l-ai scăpat. Nici pe tine părinții nu te-au scăpat, să știi, și pe niciunul din clasă. Și acum, dragilor, de la începutul orei v-am spus că pe mesele voastre sunt aceste scrisorele. Acum aveți voie să le desfaceți și să le citiți în ordine, în liniște. Iancu? Lasă bebele, că trebuie să fii cu el în mână. În continuare ești părinte, până mergi acasă. Până aici. A, vrei să-i faci un legănuț? Adică să duc acasă și până...
Da, foarte bine. Voi doi sunteți frați. Haide. Ștefan, ai citit deja ce scrie pe bilețel? Nu, dar nu știu cum. Toată lumea îl desface și trageți ața. Așa de bine vi le-am prins ca să nu le descoperiți înainte de vreme. Știm că ești cel mai minunat copil din lume, te iubim mult, mama și tata. Așa, dragilor, deci pe bilețele toți copiii au avut același mesaj? Nu! Tu nu, Luiza? Nu! Ia uitați-vă, Luiza nu a avut același mesaj cu restul clasei. Haide, Luiza, în fața clasei. Oare de ce Luiza nu a avut același mesaj? Deci, te rog, Alin. Alin, du-te, te rog frumos, la loc. Du-te la loc. Luiza, citește ce ai tu pe bilețelul tău. Ascultăm. Astăzi ați fost minunați. Sunt mândră de voi, vă iubesc, Nati. Deci, Luiza a avut un bilețel din partea mea. Ceilalți ați avut câte un bilețel din partea părintelui, a părinților, și mama și tata m-au rugat, eu am vorbit cu părinții voștri pe grupul pe care îl avem, și m-au rugat să vă transmit un mesaj tuturor copiilor din clasă. Și am să vă spun ceva. Acasă veți avea de făcut ceva foarte important. În primul rând, veți merge acasă, o să o pupați pe mama, pe tata și o să le mulțumiți că au fost părinți minunați pentru voi. Da? Și pentru că au avut grijă. Ați văzut astăzi cât este de greu să ai grijă de cineva care nu știe să stea pe picioare, care se rostogolește, care nu știe să vorbească. Și experimentul continuă. Veți merge acasă și sâmbătă sau duminică, când părinții voștri au mai mult timp, știți ce faceți? Faceți ce-a făcut băiatul cu mama. Veți schimba rolurile și celălalt părinte să ne facă un mic filmuleț. Apoi veți trimite toate filmulețele către mine și eu am să le încarc pe Google Classroom, unde ne vedem cu voi, cu părinții, și toți vom putea să vedem toate materialele. Să știți că e important să faceți lucrul acesta, da? Și acum, ia uitați-vă, toată lumea să zâmbească și să facă cu mânuța către cameră, la părinți, la bunici, la toată lumea care se uită la Maramureș TV și care ne privește în fiecare miercuri, seara, de la ora 19. Vă așteptăm să vă chemăm și altă dată în sala noastră de clasă. Trimiteți așa câte un pupicuț lung de tot pentru toți cei care ne privesc. Da? Așadar, dragi telespectatori, asta a fost pentru astăzi. Dacă vă imaginați că a fost ceva gândit dinainte, să știți că nu este așa. A fost într-adevăr o activitate pe care le-am promis-o copiilor, dar am păstrat elementul de noutate ca să-i fac curioși și implicați. Este o clasă normală, cum sunt toate clasele din oraș, cu copii mai activi, cu copii mai lenți, cu copii care reușesc să se canalizeze și să-și distribuie atenția spre sarcinile de lucru, cu alții care reușesc asta, dar cu mai mult efort, așa că nu mă plictisesc. Am de lucru foarte mult în fiecare zi. Să știți că am să vă mai împărtășesc din ideile și din experiența mea, pentru că sunt foarte multe cadre didactice tinere care au nevoie de posibile modele de bune practici. Aceasta poate să fie un model de activitate integrată în care ne-am plimbat ușor de la dezvoltare personală, la arte vizuale, abilități practice, comunicare în limba română și, de ce nu, foarte puțin am poposit și pe matematică și explorare
explorarea mediului la formele geometrice. Sunt Natalia Fornwald, vă aștept săptămâna viitoare la Maramureș TV cu alți invitați, cu alte emisiuni, la ora 19, miercuri. Până atunci urmăriți programele noastre și nu uitați că educația este șansa noastră spre viitor. O săptămână minunată!